Balanțele vor prefera să ia lucrurile încet și să-și petreacă timpul liber acasă, într-o atmosferă liniștită. Acest lucru le va aduce atât pace sufletească, cât și o stare de sănătate bună. Membrii familiei Balanței vor avea evenimente și sărbători legate de rudele partenerilor lor. Părinții Balanță vor dedica mult timp problemelor copiilor lor, ajutându-i discret și cu tact să depășească dificultățile. Acest lucru va duce la îmbunătățirea relațiilor și la creșterea încrederii în familie. Pe plan profesional, problemele nu vor fi o sursă majoră de stres, deoarece ajutorul colegilor și al persoanelor cu gânduri similare va contribui la îndeplinirea cu succes a îndatoririlor, permițând și oferirea de sprijin reciproc celor care au nevoie. Sfera romantică va deveni mai activă în a doua jumătate a lunii iunie pentru balanțele care nu sunt încă într-o relație serioasă.